Vă spun bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Dreptul la Sănătate. Pentru că toți suntem în post, vă propun să discutăm în această seară alături de doamna dr. Florinela Bălan, specialist în medicină holistică, despre post, trezirea spirituală. Vă spun bună seara, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți și de această dată alături de argeșeni și nu numai, cum bine știm, și ne propuneți să discutăm așadar în această seară în post despre o temă cu totul și cu totul deosebită și, zic eu, foarte interesantă. Sigur că da. Eu am venit cu vestitorii primăverii aici. Că toți suntem la început. Da, este un coșuleț pe care eu l-am primit de la o pacientă de-a mea și e foarte frumos și mulțumesc pe această cale și l-am adus așa pentru toate femeile, dar nu numai, pentru că trebuie să știți că primăvara este și postul acesta. Primăvara sunt schimbările cele mai importante, o să vedeți. Nu e nimic întâmplător că lucrul acesta și că acest post este al primăverii. Cum spuneam, suntem în post, nu? Binefacerile pe care le aduce postul trupului le-au constatat de-a lungul timpului și doctorii, specialiștii în nutriție și orice om înțelept. Da, într-adevăr, prin renunțarea la anumite alimente, știți că asta înseamnă să ții post, adică mai puțină carne, adică deloc, carne, brânză, lapte, o băuturi alcoolice, apropo, că să știți, așa. Trebuie să știți, în general, în cursul anului, miercurea și vinerea și în cele patru posturi mari în toate zilele, după cum rânduiește biserica, pentru că știți că sunt stabilite de biserică, practic noi, prin post, ne odihnim și ne primenim trupul, ne odihnim de ce? Pentru că o să vedeți că corpul nostru, organismul, depune un efort foarte mare ca să metabolizeze carnea. Toate aceste proteine sunt mai greu de digerat, face parte din treaba grea pe care trebuie să o facă organismul. Deci ne odihnim când ținem postul, știți? Adică e mai ușor pentru organism să digere. Ne primenim, deci, trupul, dar și mintea, trebuie să știți, pentru că ea se limpezește, se spune, în post, se curăță și ea cumva. Și de ce? Pentru că mai bine din jumătate din patimile, din păcatele minții sunt așa, mândria, judecata, slava deșartă, invidia, minciuna și lașitatea și practic în post se spune că se lucrează și asupra acestora. E foarte important să vedem că e mai mult decât, să zicem, o simplă reținere de la anumite alimente. A face din post numai o chestiune de stomac înseamnă a îngusta rostul cu care a postit însuși Iisus, ceea ce ar fi o cară la adresa lui. Acum, eu am adus astăzi o carte, vreau să citesc din ea ceva de apropo de Iisus și cum a postit el. Am adus o carte specială, trebuie să vină un coleg, îmi pare rău că nu v-am zis așa, că e la început, trebuie să o prezint. O să-l rugăm pe colegul nostru să vină, să ne ajute să focalizăm materialele. Este o carte foarte specială, se numește Duhovnicul de Taină, este scrisă de preotul Ioan Peană, și este despre Părintele Arsenie Boca. De fapt, se numește Duhovnicul de Taină Părintele Arsenie Boca. Acum, eu o să știți că nu propusesem neapărat în miercurea asta să vorbesc despre acest subiect. Dar pentru că am primit această carte printr-o pacientă de la mea și orice mesaj despre Părintele Arsenie Boca, eu îl iau așa că e personal și că mi-l trimite Părintele prin pacienții mei, înseamnă că am stabilit astăzi că în această miercuri vorbim despre acest lucru la invitația părintelui. Mulțumesc! Și în această carte, care este extraordinară, am primit-o ieri, ca să știți, dar am răsfoit-o așa și am venit astăzi să vorbesc despre ea, pentru că mi-a făcut mare plăcere și încă e o carte specială. Cred că e una, din punctul meu de vedere, mulțumesc frumos pentru cadru, e una din cele mai bune cărți care odată ne vorbește despre post și despre semnificația postului și a spovedaniei și apoi ne vorbește foarte mult despre Părintele Arsenie Boca, pentru că trebuie să știți că acest preot Ioan Peană a fost cumva prin situație martorul unei alegeri a unui preot către duhovnicul lui, acest duhovnic fiind chiar Părintele Arsenie Boca. Și de aceea se numește Duhovnicul de Taină, pentru că era așa puțin la secret acest lucru. Și o să vă spun mai târziu cum arată sau despre ce este vorba. Dar, legat de subiectul nostru, vorbind că Iisus Hristos însuși a postit, aș vrea să citez, să spun exact cum a fost. Uitați! Când Iisus a postit, el a dat pildă de viață, așa a spus, pildă de viață v-am dat vouă,
Deci, nouă ne trebuie post pentru înfrângerea patimilor, pentru subțierea minții, pentru sporirea în noi a Duhului Sfânt, care ne descoperă calea mântuirii. Postul ne ajută să înțelegem rosturile mai mari ale Dumnezeu cu omul. Adică, practic, trebuie să știți că nu este așa ceva foarte simplu. Adică e mult mai profund postul. Unii cred că dacă nu mănâncă carne, ar fi de ajuns să credem că am postit. Adică cam atât s-ar rezuma. Pentru că dacă nu mănânci carne de porc sau nu mănânci carne în general, nu mănânci carne animalelor, este cumva că, în general, știți că sunt foarte mulți vegetariani, apropo, de care nu mănâncă animalele pentru că sau carne de animale, produse de animale, pentru că acest lucru ar însemna și jertfa lor. Adică ne-am ferit să fim răi, ne-am ferit să mâncăm o carne prin sacrificiul celorlalte animale. Dar trebuie să știți că noi de obicei mâncăm carne de om, așa se spune. Aici e o expresie în această carte în care spune că nu ne dăm seama că deodată mâncăm carne de om. Mâncăm așa, cleventind, mușcăm cu gura din alții, osândim cu vorba, adică aruncăm cu vorba și ucidem cu gândul câteodată. Și atunci trebuie să știți că cam ne mâncăm unii pe alții. Și ar fi important să înțelegem că așa cum nu vrem să jertfim animalele mâncând carnea lor, lucru care se întâmplă, le fac vegetarienii, dar care cu precădere se întâmplă în post, poate că în post ar trebui, dacă tot vrem să nu aducem așa, să sacrificăm animalele, hai să încercăm să vedem că noi, fără să vrem, aducem o agresiune prin ceea ce suntem noi, prin vorbele noastre, prin modul nostru de a fi, asupra semenilor noștri mai degrabă. Și acolo trebuie să ne uităm, trebuie să ne uităm și acolo. Deci trebuie postit așa cumva și desfrâul minții. Când vorbim la desfrâu, când vorbim de desfrâu, ce înseamnă desfrâu? Înseamnă fără frâu, adică fără frâu. Fără frâu la minte înseamnă că nu putem controla mintea, adică nu putem să o strunim. Și atunci trebuie să știți că dacă mintea scapă din frâu, adică nu mai este în starea ei de armonie, pentru că mintea, dacă este în starea ei de armonie, este benefică, este cea care ne folosim de ea într-un mod foarte bun. Deci când ea scapă din frâu, înseamnă dezechilibru ei. Și atunci lucrul ăsta se spune că duce la păcate, iar în medicină și în psihologie se numesc dezechilibrele minții, cel mai grav fiind depresia, de exemplu. Mintea armonizată se numește minte cu har, adică este mintea aliniată la conștiință, harul venind din conștiință, cum este harul preotului, care preotul este o persoană înțelepțită de Dumnezeu, adică este o persoană care are și cunoașterea conștiinței și a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mintea cu Dumnezeu, aliniată la Dumnezeu, se numește minte înțelepțită, iar mintea fără har, adică mintea dezechilibrată, este ca o făclie fără lumină, ca o făclie stinsă. E foarte interesant că în această carte, numită Duhovnicul de Taină, despre Părintele Arsenie Boca, sunt foarte din învățăturile pe care Părintele Arsenie le-a dat preotului Ioan Pean în mod particular și foarte multe, de asemenea, lucruri pe care preotul Ioan Pean, autorul, le scrie aici și scrie foarte bine și eu recomand cartea asta foarte mult pentru că mie mi-a plăcut în mod special. Omul e veșnic în căutare după ceva ce înseamnă mai mult decât haină, decât mâncare. Da, e în căutarea lui însuși. Realizarea desăvârșirii de sine, de fapt, așa se numește. Pentru că noi aici, asta de fapt este toată istoria omului. Noi venim aici ca să ne desăvârșim. Și acum, știți, marea majoritate a oamenilor nu înțeleg de ce trebuie să mai lucreze să se desăvârșească. Pentru că ei se uită la ei și zice, eu sunt făcut, sunt gata, ce mai trebuie să fac? Adică nu văd anumite aspecte la care trebuie să lucreze, nici măcar nu se uită la ei. Cu alte cuvinte, noi să venim aici ca să lucrăm cu noi, să ne transformăm și noi nu ne ocupăm deloc de noi, noi ne ocupăm de ceilalți. Avem o problemă foarte mult cu ce se întâmplă în jurul nostru. De multe boli trupești, sufletești și duhovnicești, spune în această carte, ar scăpa oamenii dacă ar posti. Pentru că trupul și sufletul se influențează reciproc. Dar noi suntem în stadiul, nu numai că nu toți oamenii credincioși țin post. Că știți că nu toți oamenii credincioși țin post. Sunt unii care nu pot să țină post. Știți acest lucru. Din păcate, la noi unii neagă însă și pe Dumnezeu. Adică nu înțeleg de ce trebuie să fim credincioși și de ce mai trebuie să ținem și post. Asta cu postul e chiar prea mult. Atâta timp cât nici nu crezi în Dumnezeu, nu vezi de ce să ții și post. Știți? Și aș vrea să citez o pildă aici.
O să tot citesc în această carte, că este foarte frumoasă. Este o pildă foarte interesantă care spune așa. Un om de știință necredincios intră odată în casa unui astronom la care văzu un foarte frumos glob al cerului și uimit îl întrebă, cine l-a făcut? Și el răspunse, nimeni. Cum nimeni? Da, nimeni, s-a făcut din întâmplare. Tocmai când era gata să se supere că este luat peste picior, astronomul îi mai zise, vezi dumneata, nu poți concepe un singur glob de hârtie să se facă singur, dar admiți că universul întreg e rezultatul întâmplării. Află că existența universului este argumentul esenței lui Dumnezeu și că universul fără Dumnezeu nu are explicație. E foarte interesant că, știți, apropo de această carte, care este foarte frumoasă, această carte este legată de faptul că mitropolitul Nicolae Mladin, care era, a fost mitropolitul Ardealului din 1967 și 1981, a avut în secret un duhovnic. Și acest duhovnic de taină a fost părintele Arserie Boca. El nu se ducea întotdeauna să se spovedească la părintele, pentru că părintele a fost foarte mult timp persecutat, el a fost izolat, avea tot felul și nu a vrut personal, nu se ducea personal, se întâlneau, dar mai greu. Și atunci a găsit cumva o persoană pe acest preot Ioan Peană, care era preot, dar care era și șoferul personal al lui mitropolitului. Un om așa, cum să zic, credincios mitropolitului, Dumnezeu și mitropolitului, care făcea cumva legătura. El se ducea între mitropolit pe ascuns și la părintele, la părintele duhovnic. Și de aceea părintele Arsenie Boca era duhovnicul de taină, pentru că nu prea se știa că este duhovnicul mitropolitului. Înțelegeți? Și atunci acest preot s-a gândit să scrie această carte, pentru că el a știut foarte multe secrete și ale mitropolitului și ale părintele Arsenie Boca. A fost cumva un mediator. Și a fost foarte impresionat și de prestarea pe care a avut-o mitropolitul, pentru că avea o mare admirație față de domnia sa, preasfinția sa, și de părintele Arsenie Boca, pe care l-a cunoscut cumva în calitate de duhovnic, pentru că el ducea acele vorbe, un răspuns de la părintele Arsenie Boca către mitropolit, mitropolitul mereu întrebându pe părintele ce să facă în anumite situații. Înțelegeți? Acum, trebuie să știți că e foarte interesant că noi privim tot ce se întâmplă în viața noastră cu mintea noastră. Și părintele Arsenie Boca spunea că nu e bine să privim cu mintea noastră, noi trebuie să privim prin lumina lui Hristos lucrurile, adică să privim diferit, pentru că s-ar putea ca mintea noastră să nu ne dea privirea dreaptă. S-ar putea să ne dea o privire strâmbă sau o privire încețoșată sau o privire ca la ochelar, mai mică sau mai mare, că știți, în general, ochii problema asta o au, ori văd prea mare și atunci suntem aroganți, ori văd prea mici, mai micuți și atunci ne vedem prea mici, ori nu mai vedem deloc și atunci avem cataractă sau orbim. Știți? Trebuie să știți că ochii au niște probleme și atunci ar trebui să începem să vedem cu alți ochi. Și dacă ar fi să vedem cu alți ochi, ia uitați cum ar trebui, ce spunea părintele. Putem vedea viața aceasta prin altă lumină, cu alți ochi, deci, prin lumina lui Hristos. El are cea mai exactă concepție despre lume și despre viață, întrucât El le-a făcut. Și prin energia Duhului Sfânt se țin în existență și în rost. Adică ne ducem la original, ne ducem la adevăr, ne ducem la prima esență, ne ducem acolo unde sunt făcute ele, că s-ar putea ca acolo să vedem mai corect lucrurile. De asemenea, ne mai invită părintele să vedem următorul lucru. Și uitați, spune că oamenii au mai toți părerea că ei știu cum să-și ducă viața și nimeni nu are dreptul să se amestece în viața lor. Adică își fac propriile păreri. Și de obicei tinerii au acest lucru. Tinerii au așa, cum să zic, secret foarte bun și sunt. Își fac planuri pe care nici măcar părinții, știți, nu trebuie să dea sfaturi și ei vor neapărat, sunt foarte ambițioși, competitivi și vor să facă și la un moment dat ieșuează, clachează. Pentru că nu sunt foarte mulțelepți, știți? Adică fac niște alegeri decât din mintea lor și o să vedeți că mintea lor este bună, dar la un moment dat poți să ia și decizii greșite. Și spunea părintele, asta e Himalaia prostiei omenești, părerea că ei știu. Pentru că trebuie să știți că noi nu trebuie să ne bazăm numai pe mintea noastră. Mintea noastră
nefiind șefa noastră, fiind secretara noastră, s-a putea ca această secretară să aibă niște problemuțe la un moment dat, să se viruseze sau să nu vadă bine, cum spuneam. Și atunci trebuie să știți că trebuie să începem să vedem din alt punct de vedere, adică să începem să vedem prin ochii spiritului nostru, prin ochii conștiinței nostru, să vedem prin ochii înțeleptului. Noi vedem decât prin ochii minții și nu vedem prin ochii înțeleptului. Adică să vedem ca Iisus, că asta e reperul. Reperul de normalitate este Iisus aici. Când vedem ca Iisus, trebuie să vedem că Iisus e mai special. Iisus nu este un om ca oricare altul, este un om dublat de Dumnezeu, adică e și om și Dumnezeu deodată, știți? Este un om mai special. Spune așa, el era om adevărat și Dumnezeu adevărat. Știți că se și spune Dumnezeu din om adevărat și Dumnezeu adevărat deodată. E ca un altoi, de fapt, Dumnezeu, Iisus Hristos creat, bun pentru vița omenească. Ia uitați ce spune în această carte. Pe butucul sălbăticit al firii omenești a altoit Dumnezeu o mlădiță nobilă. Și anume un om, adică pe Iisus, de alt neam decât oamenii pământeni, deci mai de soi, un om ceresc. Dacă am primit altoi bun, atunci trebuie să dăm și roade bune. Și roade bune cerești ar fi așa, un fel de a fi adecvat a ceea ce trebuie să fim noi ca oameni, și o să vedeți că nu avem acest fel de a fi, faptele noastre să fie din altoiul bun, adică să dăm struguri bogați și buni, și de asemenea să folosim o vorbire și niște cuvinte ca lui Iisus. Și noi, din păcate, avem un altoi pe vița noastră, dar tot roade, știți, din vechiul, de origine dăm noi și nu este bine acest lucru, trebuie să schimbăm acest lucru. Această dezvoltare spirituală, înfrânarea minții, schimbarea firii, sunt posibile? Nu mi se cer niciodată lucruri imposibile. Dumnezeu când ne-a creat, a creat ceva ce este posibil pentru noi. Faptul că noi nu găsim calea și ni se pare foarte greu este că, vedeți, nici nu avem educație în acest sens. Din păcate, ne-am dezvoltat foarte mult mintea și, din păcate, zic eu aici că nici societatea nu face ceva pe acest lucru, nu creează oportunități, și când mă refer la societate, mă refer la cine trebuie să se ocupe de acest lucru, adică la psihologi, la medici și în special la biserică, care biserica ar trebui cumva, zic eu așa, în calitate de medic vorbesc așa, să explice mai mult, să, eu știu, să îndrume mai mult poate lucrurile, pentru că până la urmă este și menirea ei aici să facă acest lucru. Cu alte cuvinte, desăvârșire, adică lucru cu ființa umană, cu noi înșine, deci nu trebuie să ne sperie. Pentru că se spune că în fiecare ins, în fiecare om, este ascuns o anumită măsură, un anumit buton, o anumită valoare, un reper, este pe care îl poate ajunge fiecare. Deci noi avem darul acesta să ajungem la maximum cumva, sau avem acest dar să creștem. Deci este o cale acolo știută noi, în care noi putem să evoluăm. Să rog pe colegii mei, da, din emisie să eventual să schimbe cadrul, pentru că dumneavoastră încercați să ne transmiteți un mesaj, da, foarte drăguț. Sigur că da. Vă rog să continuați. Și acum e foarte important, ni se cere, deci ce ni se cere este, ni se cere doar o concentrare a puterilor noastre pe sufletești în jurul, să zicem, învățăturii pe care Iisus a transmis-o. Și a transmis-o prin pilda pe care a dat-o El, venind aici, întrupându-se, dar și prin, să zicem, toată învățătura Bibliei. Dacă noi ne-am concentrat pe esența ce se spune acolo, pentru că, vedeți dumneavoastră, toată lumea știe această pildă a lui Iisus, a răstignirii lui, toată lumea a citit sau a răsfăit o Biblie, dar trebuie să știți că sunt lucruri încă ascunse sau nu neapărat ascunse, dar care, la care nu ajunge ființa omenească, mintea mai degrabă omenească, ca să găsească acolo esențele profunde a mesajului care este dincolo de aceste cuvinte. Mesajele sunt mult mai profunde și mai ascunse. Acum, spun așa că aceasta este calea și deci și ușa împărăției. Și știți că părintele Boca, Arsenie Boca, a scris acest lucru, calea cărarea împărăției. El a arătat că, de fapt, în momentul în care noi ne dezvoltăm spiritual și are loc o trezire a noastră spirituală, că asta înseamnă dezvoltarea noastră spirituală. Trezire de ce? Pentru că noi la ora asta suntem cam adormiți în dezvoltarea noastră spirituală. Noi lucrăm decât cu mintea noastră și conștiința noastră cam doarme. Adică ea e acolo, ne așteaptă să evoluăm, să lucrăm cu ea, să ne jucăm cu ea într-un fel, să o dezvoltăm, și noi, din păcate, ne-am ocupat decât de minte. Noi, știți, am vorbit, am
am avut misiuni cu emisfera stângă și emisfera dreaptă, deci din păcate n-am făcut acest lucru. Și trezirea noastră spirituală, adică dezvoltarea conștiinței noastre, este de fapt calea spre care noi trebuie să pășim sau pe care trebuie noi să pășim pentru a deschide aceste uși ale împărăției. Ce înseamnă a deschiderea ușilor împărăției? Înseamnă mântuirea noastră, care mântuirea noastră înseamnă așa, ca noi să ne aliniem la regulile pe care ființa umană, mașinăria umană, care sunt niște reguli de funcționare în univers, trebuie să le îndeplinească. Pentru că noi nu știm să lucrăm după corect. Noi lucrăm după regulile minții și nu lucrăm după regulile conștiinței. Și ne lucrăm după regulile conștiinței, nu lucrăm după Dumnezeu, adică după calea lui Dumnezeu sau după regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit. Acum, ca să putem ajunge la esență, trebuie să fim smeriți, pentru că unul din punctele cheie pe care noi trebuie să le facem sau pe care noi trebuie să le urmăm este să aducem smerenia. Ce înseamnă să aducem smerenia? În primul rând, hotărârea de a deprinde smerenia este una din cele mai puternice din viața omului. Și ce presupune acest lucru? Știți că marea majoritate, când le spui să fie smerit, să gândesc că tu trebuie să te duci în biserică, să te dai cu capul pe jos acolo sau nu știu ce să faci și e bine să faci și asta dacă asta simți. Dar smerenia nu se referă la acest lucru. Smerenia se referă la faptul că tu, ca ființă umană, inteligentă, trebuie să știi să stai pe locul tău în fața divinității. Atâta tot. Adică să înțelegi cine ești tu cu adevărat și să vezi că, nefiind Dumnezeu, că nu ești Dumnezeu, ai niște puteri limitate. Ai niște, să zicem, limite, niște repere între care poți să fii, să cobori sau să urci și că acestea sunt stabilite de Dumnezeu, că El te-a făcut, dar cunoscându-ți locul, îți iei și puterea din acest lucru. Pentru că, uitați, se spune așa, e un pas, e o cheie, e o deconectare din material și o conectare la credință, practic, accesul la smerenie. Pentru că, uitați, unii, de aici vine că unii sporesc din măsură în măsură. Adică, dacă ești smerit și știi locul tău, poți să crești de la 10-le cu care ai venit. Știți că noi venim de 10 aici, creați de unde știm? Că Dumnezeu ne creează perfecți. Și poți să crești de la 10 la 11, la 12, la 15, la 20, la 25, la cât vrei tu în sus. Și acesta este punctul cheie din care trebuie să pleci, de la smerenie, iar alții își învăluie mintea în întuneric și confuzie în fața adevărului și încep să scadă, adică încep să se diminueze de la 10 în jos. Că unii, știți, eu am conversații cu pacienții, știți acest lucru, toată lumea știe că la mine în cabinet se dau și note și că aceste note pe care și le dau pacienții nu întotdeauna sunt 10, adică sunt foarte puțini pacienți care pot să spună 10 și sunt de la 10 în jos și am și pacienți cu 2, știți acest lucru. Acum, calea lui Dumnezeu, calea înțelepțirii, de fapt, soarta noastră, de fapt, depășește înțelegerea noastră imediată, că s-ar putea ca noi să nu pricepem, de fapt, care este sensul, rostul nostru, majoritatea dintre noi nu știm care este lucrul pentru care am venit. Nu știm misiunea vieții. Pe de altă parte, nu știm nici ce s-a întâmplat în alte încarnări în spate și nici nu știm ce urmează în viața noastră, pentru că nu avem darul clar vederii să vedem care va fi soarta noastră. De exemplu, nu știm ce urmează mâine, poimine, răspe mâine și nici când murim. Cu alte cuvinte, deci, important este că, deși noi nu știm ce se întâmplă, dacă noi ne-am smerit și noi am recunoaște sau noi am vedea că, de fapt, calea pe care noi trebuie să urmăm este o cale, o să vedem, mai potrivită decât pe care ne-am propune noi să urmăm, adică după ce trece vremea, vedem că așa a fost mai bine să se întâmple cu viața noastră. Știți că sunt foarte multe situații în viață că noi nu înțelegem de ce pățim așa. Nu înțelegem de ce, să zicem, nu se întâmplă o căsătorie, nu înțelegem de ce la un moment dat divorțăm, nu înțelegem de ce cineva se bolnăvește, nu înțelegem de ce ne moare mama sau tata sau un copil. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem și suferim foarte mult pentru că nu înțelegem acest lucru. Dar trebuie să știți că totul este cu rost și cu scop și că noi, pentru că vedem așa destul de îngust, adică vedem pe o bucată și nu putem să vedem nici ce în spate foarte mult, adică în alte încarnări, nici ce urmează, nu putem să dezlușim acest lucru. De aceea este bine că ar fi mult mai firesc să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne facă planul, pentru că planul Lui de acolo de sus este mai larg, adică are o perspectivă mai largă, să avem încredere că El, de fapt, ne face un plan pentru a evolua
chiar dacă nu, pe aici nu prea ne place sau nu prea înțelegem ce înseamnă acest lucru sau de ce se întâmplă anumite lucruri, inclusiv boala, și având încredere în, de fapt, planul lui, această aliniere a noastră la planul divin s-ar putea să ne dea niște perspective numite smerenie, s-ar putea să dea niște perspective extraordinare pe care nu le-am putea concepe vreodată. Vă dau un exemplu cu mine. Eu, de exemplu, mi-am propus acum câțiva ani de zile, vreo 5, să pot să dezvolt, asta era ideea mea, să pot să dezvolt mai multe clinici în România. Îmi doream să fac clinica aceasta pe care am făcut-o în Pitești, să fac 8 clinici în România. Mi-am luat o hartă cu România, mi-am fixat așa unde ar trebui să împrăștii clinicile acestea și asta a fost un plan pe care mi-e. Și încă, făcând acest exemplu de 8 clinici în România, să pot să transform medicina românească în exemplu viu, cum, la concret, și să vindec din ce în ce mai mulți oameni prin colaboratorii mei, prin medici. Și trebuie să știți că am fost foarte dezamăgită că nu se întâmpla nimic din toate astea. Și la un moment dat eram chiar așa supărată și cătănită și mi-am dat seama că s-ar putea să nu fie alegerea cea mai bună sau poate nu era potrivită sau nu era menirea mea sau poate era ceva, eu știu, prea măresc pentru mine sau în orice caz. De unde știu că nu era bine? Că nu se îndeplinea, știți? Și atunci am început să mă gândesc ulterior, a trecut timpul, am renunțat, am început să mă rog la Dumnezeu să-mi traseze el, să-mi facă el planul. Am spus, dacă planul meu nu e bun și nu-mi iese, fă tu plan, mă las pe mâna ta, creează tu pentru mine. De ce, Doamne? Pentru că tu știi, tu m-ai făcut pe mine, știi care este potențialul meu, știi care este maximul meu de potențial, știi ce calități am, știi ce defecte am, deci tu poți să creezi pentru mine acest plan cel mai bine. Tu poți să fii designerul pentru, să zicem, ce urmează în continuare în viața mea, poți să mă ridici la cel mai înalt nivel, poți să vezi care e cea mai bună variantă, alege tu numele meu. Și știi ce plan avea el cu mine? Că a început să se îndeplinească. El a avut un plan că m-a adus așa să vorbesc la televizor, peste 250 de emisiuni, și s-a întâmplat că este așa un mare succes din toată povestea asta, încât impactul este peste cele 8 clinici pe care le vroiam eu, știți, la un moment dat. Adică, vedeți noi asta, dacă se făceau acele 8 clinici, puteam să vindec sute de oameni, să zicem, da, în cele 8 clinici la un moment dat, sau mii de oameni la un moment dat. Pe când în momentul în care vorbești la televizor, impactezi poate miliarde de oameni. Adică impactul este mult mai mare. Și trebuie să știți că în momentul în care am rămas așa pe calea pe care a zis-o el sau m-am lăsat în mâna lui, rezultatele sunt uimitoare. Asta este un lucru spre care trebuie să mergem. Cu alte cuvinte... În păcate, colegii din emisie fac semn insistent că trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Sigur că da. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe Argeș TV, revenim în câteva minute.